Această piesă, trebuie spus, este parte din coloana sonoră, sau este coloana sonoră, de fapt, a unui scurt metraj de animație realizat de Steve Katz, premiat în 2018. Coloana sonoră compusă de Sebastian Androne, invitatul nostru de astăzi. Sebastian a fost desemnat compozitorul anului 2022 în cadrul International Classical Music Awards, dintr-o listă cu 377 de candidați. O performanță fără precedent, practic, pentru muzica de la noi. Și un premiu prestigios pe care Sebastian îl va primi cu ocazia unei ceremonii care va avea loc pe 21 aprilie la Filarmonica din Luxemburg. Are 32 de ani, este considerat unul dintre cei mai talentați compozitori din tânăra generație, apreciat pentru coloanele sonore compuse pentru cinema și teatru. A câștigat concursul George Enescu, așa cum spuneam, și trofeul Golden Eye la Festivalul de Film de la Zürich, și se poate mândri cu multe alte realizări artistice pentru care a muncit enorm încă din copilăria, care nu a fost deloc ușoară. După ce a studiat la Brașov, București, Birmingham și Paris, în prezent se perfecționează în Elveția, la Zürich. Sebastian Androne, bun venit! Îți mulțumim că ai onorat invitația. Bună dimineața și mulțumesc mult pentru invitație. Mă bucur că cu mult drag, compozitorul anului desemnat de International Classical Music Awards. Felicitări! Te așteptai? Mulțumesc frumos! A fost o surpriză foarte mare, pentru că și surpriza de fapt pentru mine e de acum jumătate de an, pentru că abia atunci am aflat, dar a trebuit să tac și să nu spun nimănui. Și mai ai, de așteptat până primești premiu, așa cum spuneam, în aprilie, da. Da. Bun, superbă realizarea asta. Tu de fapt te bucuri de multe alte realizări, cum spuneam, dar propun să pornim cu începutul, cu povestea ta de viață, care mi se pare absolut remarcabilă. Ai început să iei lecții de pian de la 5 ani și de la 11 ani compuneai deja mici bucăți muzicale. Și am mai aflat că la 15 ani, când ai descoperit adevărata compoziție de muzică, ai muncit atât de mult până la epuizare, încât ai ajuns chiar la urgență. Da. Nu-i amintire plăcută, cel puțin pentru ai mei. Eu mi-am dorit să compun într-adevăr de când am început să învăț să scriu note, și profesorii mei de atunci au remarcat faptul că, spre deosebire de colegii mei, eu încropeam mici compoziții, aveau un sens muzical. Însă eu, începând doar din clasa 5-a, eu nu stăpâneam nici pianul la fel de bine precum colegii mei care au început să studiu pianul din clasa 1. Și atunci orice încercam să compun, mi era foarte greu să-și interpretez. În schimb, atunci când ai mei în sfârșit și-au putut permite un calculator, am putut să introduc acele informații, acele note pe care eu le tot scriam și le încercam la pian, am putut să le introduc în calculator să mi le cânte în ce tempo vroiam eu. Și evident că asta m-a făcut să nu mă opresc și aveam atâtea ore la liceu, studiam clarinetul, noaptea era singurul timp în care puteam să compun și, din păcate, pentru ai mei și pentru sănătatea mea, am exagerat. Și da, durerile de cap provenite din cauza lipsei de somn m-au dus la spital de câteva ori. Muzica ar trebui să aducă doar beneficii și să dea o stare de bine mereu, însă în chinurile facerii ei a muzicii, nici nu știm noi de fapt cât suferă unii oameni. Ai trecut prin foarte multe și ai ajuns departe acum. Dacă privești în urmă, ai schimbat ceva? Adică la câte instrumente de fapt ai învățat să cânți? Și eu știu că ai și la clarinet, parcă, nu? Exact, da. Eu am început să studiez pianul în privat, dar evident că acele lecții erau destul de rare. Financiar vorbind, nu puteam să mi le permit mai des. Unde ai început? La Azuga, da? Chiar în stațiune? Eu sunt din Azuga, însă lecțiile de pian erau la Sinaia, pentru că nu era nimeni din Azuga. Da. Și la un moment dat a trebuit să le întrerup, însă asta nu m-a oprit să nu cânt eu la orga mea în fiecare zi, dacă puteam. Și din clasa 5-a nu mai puteam începe pianul, pentru că nu mai e permis, nu? E destul de târziu, vioara și pianul sau orice instrument de coarde se începe mai devreme, și atunci aveam de ales între un instrument de suflat. Și clarinetul a fost ales pentru mine de către tatăl meu.
Și da, de la început am privit și pianul și clarinetul ca pe niște unelte mai degrabă prin care să obțin muzică și nu așa cum colegii mei care erau pasionați de instrument în sine. Eu mai degrabă eram pasionat de ce puteam să fac cu instrumentul și diferența asta până la urmă s-a materializat prin investirea timpului meu în a compune muzică. Și a fost din ce în ce mai greu până a devenit mai ușor. Ai ajuns să locuiești de mic, singur, fără părinți, da, în gazdă la Brașov. Da. 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 Ce vârstă aveai? 11 ani, parcă, nu? 11 ani, da. Mama a făcut niște eforturi financiare fabuloase ca să... Că până la urmă, da, i-a stat cu mine câteva luni acolo pentru că eu am fost foarte mămos. Și după lunile astea, când a trebuit să mă lase singur la un moment dat, gazda mea, tanti Lenuța, sper să mă aud acum, a fost cea care aproape m-a înfiat, în sensul în care a avut o grijă fabuloasă de mine și ne-a cerut o sumă de bani timp de 8 ani extrem de mică, că altfel nu ne puteam permite. Și așa am crescut. Mă gândesc că te-a îndrăgit. Erai cu minte, erai exact. Băiat cu minte, nu? Exact, da, și îi plăcea că învățam bine și mai venea și la ședințele cu părinții că mama nu putea. Uh-huh. A fost mai mult decât gazda mea. Să precizăm că numele tău complet este Sebastian Androne Nakanishi. Exact. Nakanishi este numele soției tale, da? Exact, da. Bianca Nakanishi, care e pe jumătate japoneză prin tatăl ei, da? Socrul tău este... japonez. Da. Cum v-ați cunoscut voi? Noi ne știm din liceu și mi-aduc aminte că prima oară când am văzut-o, am crezut că e un exchange student venită de prin Asia și am întrebat un coleg, hei, cine-i chinezoaica aia? După cum, din păcate nu eram atât de rafinat încât să întreb cine-i asiatică aceea. Și... mi-a spus că nu e un exchange student, că învață acolo, că știe română și... Ce te-a atras la ea? Nu știu să-ți spun, dar la un moment dat am văzut cum și ea mă privește pe mine și a fost așa o chestie. Îmi zic, eu mai trebuie să vorbesc cu fata asta, chiar dacă era mai timid decât îți poate imagina cineva. Am făcut tot posibilul și mi-am spus, hai să discutăm despre muzică, alte idei nu am avut. Normal, despre muzică. Da. Da, și v-ați împrietenit și exact. Pe urmă a intervenit o pauză. A fost o pauză, într-adevăr, viața ne-a dus pe căi diferite. La un moment dat eu m-am logotit cu altcineva, ea cu altcineva și viața întâmplător ne-a readus împreună fără să știm că ne-am despărțit de poștii noștri. Scânteia a rămas acolo, nu? Da, exact. Și până la urmă destinul v-a adus împreună. Karma, exact. Cum s-ar spune. Știu că tu ești pasionat și de astrologie, de cosmologie. Mai mult astronomie. De astronomie, da. De lumea fizicii. Exact. Lucru care se reflectă și în muzica pe care tu o aștepți pe portativ, nu? Da, da. De unde te inspiri? Ce tehnici componistice folosești? Am ascultat câteva bucăți, cum a fost cea de Adinauri, Happiness, foarte interesant, foarte multe schimbări de ritm acolo. Trebuie neapărat văzut clipul acesta pentru a înțelege și compoziția aceasta. În clip sunt niște șoricei, da? Niște șoareci care trăiesc, de fapt, cum trăim noi. E imaginată viața omului, cu tot ce reprezintă și scopul acesta pentru fericire, ce facem cu toții. Pentru tine ce înseamnă fericirea? Nu e o întrebare simplă, pentru că evident că eu de azi nu sunt cel de ieri și mereu se schimbă poate viziunea mea, dar cred că până la urmă fericirea e să ai un sens, să ai... Să nu faci umbră degeaba pământului, să faci din locul în care ești rai, cum e expresia noastră. Ai și avut șansa unor întâlniri pline de sens și de miez cu oameni care înțeleg muzica și care ți-au vorbit deschis despre ce faci. Probabil că acestea au fost și cele mai utile experiențe. Spune-ne ce te-a mai ajutat cu adevărat în carieră. Oamenii pe care i-am întâlnit, mai ales niște mentori care au fost mai mult decât... profesori,
care au fost mai mult decât niște modele profesionale, ci au fost și modele de viață. Printre ei se numără domnul Dan Dediu, Ștefan Toivisen, un profesor de aici, oameni care cumva au trecut de bariera de relația aceasta student-profesor și au mers în puțin mai departe și văzând potențialul, sfaturile dumnealor au depășit sfera asta academică și am putut să cresc nu doar ca profesionist, ci și ca om. Și o altă întâlnire a fost cu Aurel Stroie, unul dintre cei mai mari compozitori români și, de asemenea, întâlnirile astea sunt aproape cosmice, mai ales cu asemenea uriași. L-ai menționat pe Dan Dediu, un compozitor extraordinar. Mi-a adus aminte de vorbele pe care le-a spus recent despre felul în care am putea să-l aniversăm sau să-l sărbătorim mai mult pe Enescu, să-l aducem mai aproape de public. Pentru că titanii muzicii par într-o oarecare măsură neînțeleși. Noi profanii privim pe muzicienii celebri și pe compozitorii care au făcut istorie ca pe niște genii, niște uriași, așa, cu niște staturi artistice copleșitoare, poate neînțelese pe deplin. Mă întreb cum îi vezi tu ca muzician, pe Mozart, pe Bach, Enescu. Cum crezi că am putea să-i aducem mai aproape de publicul actual? Iarăși mi se pare că sunt puțin prea mic ca să răspund pertinent la astfel de întrebare, dar pot să spun opinia mea. Cred că tendința asta de a muzeifica, de a-i, într-un fel, dezumaniza pe uriașii aceștia, pentru că sunt niște uriași, poate fi cumva și în detrimentul nostru al celor care încercăm să continuăm cumva călătoria asta a artei. Cumva ni se prezintă ca și când sunt niște monștri sacri la al căror nivel nu o să mai ajungem niciodată. Ceea ce poate e adevărat, dar într-un fel asta poate fi și un blocaj pentru unii tineri compozitori mai sensibili. Tocmai de aia uneori mi se pare că în filozofia asiatică cumva ai și această viziune prin care ți se dă opțiunea sau măcar posibilitatea sau speranța că poți și tu să ajungi prin muncă la nivelul acela. Poate nu doar prin muncă, ci prin grit, prin exact. Pasiune și perseverență. Ceea ce caracterizează și cariera ta. Ce simți acum? Sau ce ai simțit de fiecare dată atunci când compozițiile tale au fost interpretate de cele mai bune ansambluri din lume? Deși pare ciudat, sunt puțin prea perfecționist și din cauza că eu lucrez tot timpul cu machete audio pe care mi le fac să sune exact așa cum vreau, uneori, chiar dacă interpretarea a fost impecabilă din multe puncte de vedere, sunt mult prea atașat de viziunea mea inițială și la început mi se pare că nimic nu merge bine. Însă după concert și mai ales în timpul repetițiilor, discuțiile pe care le-am cu interpreții și faptul că lor le-a plăcut, știind că sunt niște interpreți atât de mari, aduc o bucurie greu de pus în cuvinte. Sebastian Androne, de ce ai ales Elveția? Cum e viața acolo în țara cantoanelor? Eu cu soția, inițial eu n-am vrut să plec niciodată din țară. Am zis că lupt și fac tot ce pot să rămân acolo. Nici ea n-a vrut să plece în Japonia cu părinții. Nu. Însă după ce m-am căsătorit și vorbim de ideea de a avea copii, am hotărât totuși să încercăm și în altă parte, însă nu ne-am decis până când nu am câștigat concursul din Elveția și am simțit amândoi ceva care ne-a legat foarte tare de Elveția și în același timp niște oportunități s-au ivit. Am discutat cu niște profesori de la conservatorul de aici, cu niște colegi și când au spus ceea ce pot să învăț aici, având în vedere că oricum atrăgea muzica de film de foarte mult timp, încă de când am început, am spus să încercăm. Evident că a fost o chestie temporară la început, dar acum sperăm să ne stabilim aici pe termen nelimitat. Și m-ai întrebat cum e viața aici. Nu cred că există țara ideală, sunt plusuri și minusuri. Ne e dor de țară foarte tare, dar din punct de vedere artistic și mai ales din punctul de vedere al muzicii de film, aici e foarte bine, având în vedere că e o țară atât de mică.
Ești cel care a introdus drujba electrică printre instrumentele orchestrei simfonice. Nu puteam să nu te întreb despre asta. Cum a fost? Cum ți-a venit ideea asta? Așa cum spun și pe site-ul meu, întotdeauna mi-a fost teamă ca în muzica mea să recurg la o soluție care să fie în mod artificial aleasă, doar de dragul de a fi original. M-am ferit tot timpul de lucrul ăsta și piesa respectivă se numește Tectonum, care original s-a numit Cosmogenia, își reflectă cumva, apropo de pasiunea mea pentru astronomie, nașterea Universului, de la Big Bang la sfârșitul timpului. Și atunci, din dorința de a sugera, de a sugera sfârșitul umanității, cumva, sau apoteoza evoluției umane, cumva, am adus diferite elemente, precum sunetul de radio și drujba s-a numărat printre soluțiile pe care le-am găsit. Urmează bormașina, probabil. Sigur. Felicitări încă o dată pentru această distincție incredibilă, compozitorul anului 2022. În gala din aprilie, la Filarmonica din Luxemburg, vei prezenta lucrarea The Dark Blue Flower, care va fi interpretată în premieră în România pe 6 mai, într-un concert al Orchestrei Naționale Radio, inclus în cadrul stagiunii Euroradio 2021-2022. Ne pregătim să ascultăm chiar un extras, o bucată din această piesă, Lan Hua Hua. Ce înseamnă? Lan Hua Hua este numele unui personaj dintr-o poveste chinezească. Și cumva traducerea numele ei este The Dark Blue Flower. Asta înseamnă, practic. Dar e un personaj foarte interesant, și tragic. Și instrumentul... Erhu. Erhu. Da. Un fel de vioară cu două corzi. Din câte... Este un instrument chinezesc cu coarte. E destul de renumit, faimos. De regulă apare în filmele unde muzica chinezească e cumva... reliefată, dar eu am încercat să folosesc puțin diferit și în versiunea în care se va cânta acum va fi înlocuit desigur de vioară, pentru că nu e atât de ușor să găsești un erhu player. Da, mulțumim frumos pentru întâlnirea de astăzi. Felicitări încă o dată și succes mult în continuare. Te urmărim și te așteptăm și în studio aici la Radio România Actualități cu un instrument măcar. Da, fără drujbă, te rog, fără drujbă. Cu siguranță. Toate cele bune, Sebastian Androne, Nakanishi la Radio România Actualități între prieteni. Ascultăm și această compoziție semnată Sebastian Androne. Lan Hua Hua, The Dark Blue Flower.